Bună ziua, Daniela Iudăsăsu. Sunt Corinta. Mi s-a fundat nasul foarte des. Cred că am vreo 3 ani. De când doar cu o lint pot să mai respir. Faptul că puneți picături și asta duce la o mai mare hipertrofie. Facem protocolul adio picături de nas, pentru care am căpătat ceva experiență având un număr mare de pacienți cu nas înfundat și cu dependență de picături, care începe cu intervenția cu radiofrecvență prin care micșorăm cornetele. Domnul Horia Blebea, 47 de ani, lenită cronică hipertrofică, dependență de picături de câțiva ani. I-am făcut protocolul, am început de fapt protocolul de tratament adio picături de nas, l-am început cu intervenția turbinoreducție cu radiofrecvență pentru eliberarea culoarului respirator. Primește tratament acasă, deci restul protocolului de tratament și ne vedem la o lună la control. A fost foarte bine, nu l-a durut. Deja cred că acum respirați mai bine, atrageți aer pe nas. Da, acum respirați mai bine, dar o să apară reacție inflamatorie post-intervenție, deci rezultatul final o să fie la o lună.